Un ponton construit în urmă cu 10 ani la Galați cu surle și trâmbițe în mandatul Elenei Udrea a ajuns un monument al lucrului prost făcut. Investiția de aproximativ 1 milion de euro zace nefolosită. Greșelile de proiectare au pus cruce pontonului încă de la inaugurare. Bordul liber, după cum se poate vedea, Dunărea este foarte aproape de acesta. Navele de croazieră care ar putea veni, cu siguranță vor veni cu un bord liber mai înalt. Este locul unde ar trebui să acosteze nave de croazieră la terminalul pentru pasageri de la Galați. Proiectul realizat de mai bine de un deceniu cu fonduri europene s-a născut însă mort. Pentru a debarca eventualii turiști ar trebui să fie practicanți de sporturi extreme. Noi am descoperit că are și niște probleme tehnice constructive. Debarcarea se face într-un mod, s-ar face într-un mod mai dificil. Sunt o serie de rețele care sunt montate pe bordul de partea dinspre Dunăre, în loc să fie amplasate de la bun început pe partea dinspre Mars. Pe Gălățeni nimic nu-i mai miră. Garantat că este o pierdere. Am lucrat în industria transportului de pasageri fluviali și, din păcate, suntem singura țară care i-am îndepărtat. Ce poți să te aștepți la ăștia? Deci bani irosiți. Aiurea. 1 milion de euro. Pentru ei nimic ca toate, ce contează. Nu pot acosta navele de croazieră. Și de la construire se răspundă. Banii rosiți? Dacă pontonul ar fi fost funcțional, condițiile decente de acostare ar fi adus în Galați numeroși turiști. Pare rău că acest ponton este inutilizabil pentru că s-a investit foarte mult. Pierdem foarte mulți turiști. Ar trebui să găsim o altă utilitate pentru că dacă nu se poate folosi sau adapta, o altă utilizare. Eu știu un punct de belvedere pentru turiști sau, de ce nu, în ultima instanță, chiar și un restaurant cu specific pescăresc. Terminalul are o lungime de 40 de metri. Este dotat cu birouri de dispecerat și compartimente pentru polițiștii de frontieră și vameși. Doar cheltuielile lunare de întreținere ale pontonului muzeu se ridică la 4.000 de lei.